Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica 8-a după Rusalii, al mulțirii celor 5 pâini și 2 pești, Evanghelia de la Matei din capitolul 14, versetele 14-22. Și ieșind Iisus a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și au zis: locul este pustiu și vremea iată a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și privind la cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui, pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Cât de mult ar trebui să pătrundă în inima păstorilor bisericii acest pasaj al Sfintei Scripturi, ce ni-l prezintă pe Mântuitorul nu ca pe un distribuitor de haruri și minuni care își face datoria și apoi pleacă mai departe, ci ca pe un păstor iubitor, apropiat de turma lui, atent nu doar la marile suferințe, ci și la cele mai mărunte, atât de naturale precum foamea. Ucenicii sunt tentați să se spele pe mâini și să-i trimită pe oameni să-și caute de mâncare. Și de fapt, chiar având toată bunăvoința din lume, ce ar putea face 12 bieți oameni în fața celor 5.000 afară de femei și copii? Aici regăsim o tentație constantă ce ne privește pe toți, aceea de a considera vocația noastră de creștini ca pe o muncă normată. În momentul în care mi-am făcut orele necesare, biroul se închide până a doua zi dimineața. În mod cert, tuturor ne vin în minte exemple negative în acest sens. Îmi aduc aminte și eu de cineva care, mergând să se spovedească la o mănăstire, a fost întrebat dacă are programare. Atenția pe care Iisus o arată în Evanghelie față de cei veniți să-L întâlnească este menită să ne convertească inimile. Fiindcă și astăzi, Mântuitorul are nevoie de ochii noștri, mâinile, picioarele, pentru a-i atinge pe cei care-L caută. Pasajul evanghelic pe care tocmai l-am citit ne indică voalat acest lucru atunci când ne spune că Iisus nu oferă direct pâinile și peștii mulțimii, ci le dă apostolilor și apostolii le dau mai departe oamenilor. Multe dintre atențiile și harurile pe care Dumnezeu vrea să le dăruiască au și astăzi același parcurs. Iisus așează mulțimea pe iarbă în grupuri care ne duc cu gândul la felul în care era organizat poporul lui Israel în timpul exodului, a ieșirii din Egipt. Este semnul că poporul ce urmează pe Fiul lui Dumnezeu este chemat să iasă din lumea aceasta, într-un nou exod, continuu, până la sfârșitul acestei vieți. Suntem chemați să ieșim din logica lumii în care trăim, din valorile diferite de cele ale împărăției, din banchetele ei atunci când acestea duc la moarte. Să nu uităm că relativ aproape de locul și timpul înmulțirii pâinilor are loc banchetul lui Irod, cel în care se hotărăște și se împlinește moartea lui Ioan Botezătorul. Iisus se depărtează de acest banchet și noi suntem chemați să-L urmăm pentru a descoperi adevărata hrană, care nu se fură și nu este dătătoare de moarte, precum cea procurată prin neascultarea lui Adam. Hrana Fiului se primește în dar de la Tatăl, împreună cu binecuvântarea, și este dătătoare de viață. Cum să nu recunoaștem în pâinea Evangheliei de astăzi, pâinea euharistică pe care o primim la fiecare sfântă liturghie, cea pe care preotul, în numele lui Iisus, o ridică înspre Tatăl, o binecuvintează, o frânge și o împarte tuturor. Problema principală rămâne cea a libertății noastre. Ce banchet vom alege? Lumina Evangheliei la Radio Blaj,
o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de Duminică.